Salutare tuturor, bine v-am regăsit cu un nou episod de Samp. Suntem pe cloudogtimes.ro. Iar astăzi o să vă spun niște lucruri foarte, foarte, foarte interesante de care sunt sigur că voi nu știți sau prea puțină lume știe aceste lucruri. Bă, este vorba de istoria mea pe Samp, de când m-am apucat de Samp până în momentul acesta. Și sunt 9 ani de Samp. Vedeți că am pus un titlu mai ciudat, Leader Bugged sau Bugged sau cum vreți voi să-i spuneți. Da, o să vorbim și despre acest lucru. Am fost lider pe Bugged și bineînțeles, hai să începem cu începutul. Deocamdată hai să facem quest, să vedem ce quest avem. 5 poze pe Los Santos Tower și finalizează o cursă completă la jobul Garbage. Ok, până vă explic eu cum stă treaba, o să mergem să facem 5 poze pe Los Santos Tower sau hai să mergem la jobul de Garbage. Bun, hai să trecem la subiect, mă băieți, istoria mea pe serverele de SAM din România. Bun. Păi, în anul 2008, da, în 2008 m-am apucat prima dată de SAM. Pe serverul Linkmania, da? Deci acolo am jucat prima dată SAM, acolo, de acolo am învățat multe chestii. Bun, m-am apucat cu niște prieteni, cu trei prieteni. Pe unul dintre ei, sunt că... sigur că îl știți, este Biță de pe Bugged, are acum admin 4 și na, a luat apă zilele astea, pe licitări mobițane și cu el m-am apucat. Băi, ne-am apucat acolo pe Linkmania, am jucat ce am jucat câțiva ani, cred, ani buni, după, nu știu exact cât ne-am jucat, dar ne-am jucat ani buni acolo, după care... am zis, hai mă să intrăm pe bug, să vedem cum e serverul, că am văzut că avea atunci playeri, jucam pe Blue în momentul respectiv. Și am zis, ala mea, ce-o fi, mai băgăm acolo, bă, a venit mai mulți de pe Linkmania și am vorbit cu un lider de mafie, să ne băgăm în mafie la el. Nu mai știu exact cum se numea. Bă, dar știu mă, bă, nu mai țin minte numele exact. Nu mai țin minte numele exact. În fine, bă, ne-am băgat frumos acolo, am stat în mafie, una alta, bam. A fost foarte, foarte frumos. Stai mă, unde mă duc? La Gherbici, da. După care, nu știu, prietenii ăștia mei s-au dus fiecare într-o mafie sau fiecare într-o facțiune. Eu m-am dus în italian mafia, asta după ceva timp, vă dați seama. După ceva timp m-am dus în italian și, bă, nu știu cum am făcut și ce n-am făcut, am primit co-leader acolo, în italian, deci eram mafiot pe bune, deci rupeam. Bun, și după un timp am făcut ce am făcut, n-a pierdut liderul, a venit Biță și, bă, a zis, bă, hai să... nu știu, parcă am... bă, se pun virtual. Da. I-am spus să țină el... să-i dea lui co-leader la momentul respectiv. Nu prea aveam timp să mă mai ocup. A intrat și el în facțiune și i-a dat lui co-leader. Da, nu am jobul. Și... Am stat acolo prin facțiune cu Bițan și cu încă unul. Nu mai știu cum îl chema pe lider, habar nu am. Bă, și-a pierdut liderul. Și eram 25 în... sau nu mai știu cât eram exact. Nu mai țin minte exact. Și a pierdut liderul. Dar vreau să vă spun că mafia era plină. Și... stai. Collect dash. Mafia era plină. Și balasul era în forță atunci cu... Mulți. Mafiuți. Buni la momentul respectiv. Și fără lider, mă băieți, am reușit să luăm târfuri de la Bala, să-i batem, să nebunii și după care
Vă dați seama că fără lider să iei turf la Balas, că erau cea mai bună mafie și nebunii, și să fii toată facțiunea on, era ceva. După care a luat Biță lider, nu mai știu, parcă, ba, am stat cu lider la el. Nu mai știu, în fine. După ne-am mutat pe Red. Pe Red ne-am mutat. N-am prea jucat la început, nu știu ce, Bițanu a luat helper, după ce parcă a luat admin, nu mai țin minte. Bă, și am zis, hai să mă apuc și eu. Am intrat la fel, în mafii, nebunii, spărgeam acolo, eram luam la teste, cred că în fiecare seară eram luat la teste team VR. Și, bă, frate, ce să vezi, într-o seară sau după masă, mă trage, nu știu că, dacă îl știți, pe Catalyst, de pe Red, cred că a jucat și pe Blue, nu mai știu, mă trage la teste, cu Eugen, mă trag băieții la teste, lider. Și am luat lider la Los Aztecas, mă băieți. Atunci era record de turfuri pe Red, era la început, era de 26 de turfuri. Bă, și stau ca lider, mi-am făcut o mafie forță. Nu știu câți dintre voi mă mai cunosc de pe Red ca lider și ca jucător, în fine. Dar am avut, deci era atunci recordul de 26 de turfuri. Și normal că Lolexanu cu mafia lui Forță a făcut record nou de turfuri pe Red de 27. Deci primul record pe Red doborât, pe Red Bug doborât de turfuri este de mine, frate. Deci ca să știți și voi cum stă treaba. Deci era bine că nu am făcut eu. Era record atunci de 26 și eu am doborât primul record cum ar veni. După ce vă dați seama că acum este record de mult mai mult, dar primul record dobărât a fost de mine și na. Bă, am avut o mafie foarte, foarte șmecheră, dar după 14 zile am zis nu mai aveam chef. Parcă am început să pierd și din turf sau așa și nu jucam pentru funcție sau ceva de genul. Biță a zis, bă, stai că nu durează maxim 10-15 zile și îți dau ăștia helper. Și am zis, bă, Bițaia, nu mai stau pentru că nu mai atrage, gata, m-am săturat și așa mai departe. Nu aveam nici eu chiar așa de mult. Bă, dar mă enervează, trebuie să-mi pun o textură să-i spară asta de aici. Nu mai aveam nici eu chiar așa de mult timp. Și am renunțat la 14 zile, mi-am făcut datoria, consider că mi-am făcut datoria bine. După care nu am mai jucat foarte mult pe Bugged. Bine, în total am jucat cred că vreo 4 ani, 3 ani și ceva pe bar, deci eu vă spun așa pe scurt totul ce s-a întâmplat. După care am revenit pe Linkmania, ba nu, după care am mers pe Scared, serverul lui Massive. Acolo am avut co-owner, deci am avut co-owner cu el, Larisa, ceau lole. Bună! I-am făcut treaba, am închis serverul, na, asta e. Am mers pe Linkmania din nou, am jucat o perioadă bună acolo pe Linkmania și după care au venit băieții, adică am văzut că prin promovări, am văzut că Massive și-a deschis server cu Storm. Storm era un rival de-al nostru. Bă, și dracu' aici, mă, ce se întâmplă aici, că nu-i bine ceva, nu-i bine. Și, ui, mă, ce dracu mă bag aici? Da, am zis ceva, bă, ceva nu-i bine, mă. Și da, a făcut promovor, băieții nebunii au deschis server, am văzut că aveau 50 de player, ceva gen 100. Și am zis, băi, am scris lui Master pe Skype, bă, ești bulangiu, ce faci tu, deschizi server și nu mă anunci și pe mine, nebunii, am vorbit cu el, băi, și eu să vin și eu pe server, că nu știu ce. Și am zis, nu, că eu nu prea am timp să stau să fac alte chestii, mereu și chestii și... Na, nu am vrut să vin la momentul ăsta. După o săptămână primesc mesaj de la Massive, bă, avem nevoie neapărat de admin capabil. Tu cum am mai lucrat cu tine și știu cum ești, vrei să-ți oferim funcția de admin, să vii să ne ajuți. Și asta ce m-am gândit o zi, parcă, și a doua zi am acceptat, am venit admin pe Ogre Times. Și am rămas. Mi-am făcut datoria de admin, chestii nebunii. Și cred că istoria de pe Ogre Times majoritatea o știți.
La un moment dat au primit co-owner. Bă, unde mă duc? Aici. Am primit co-owner, nebunii. Și... nu știu, am fost la început hateric, să spun așa. Că, bă, Alexandre, primești cu owner că o să faci și tu pile, o să ai pile și o să dai pile și nu știu ce, că eu te știu pe tine că așa faci tu. Da, cam așa a fost treaba la început și eu zic că a fost ok, nu știu dacă am făcut vreo pilă până acum, să țin cont de ceva. Multă lume spune că l-am favorizat pe Suspi, că l-am băgat pe Suspi, v-am spus. Eu, în primul rând, nici nu l-am propus pe Suspi la Helper. Infinity a fost cel care l-a propus. Infinity parcă a dat testele cu Suspi. Eu, Suspi am dat când a fost Helper. Doi din trei Helper Horn i-am dat eu personal. Chit că-mi tovară și ies în fiecare zi cu el și așa mai departe. I-am dat doi din trei ca Helper. Ca admin la fel, a avut 2 din 3. Ba nu, a avut 1,5 dat de mine, 1 dat de Storm, dar s-au dus în timp și na, la momentul ăla a renunțat și el, dar nu am favorizat pe absolut nimeni. Na, așa stă treaba și cu Cinder, că bă, că l-ai favorizat pe Cinder, că a luat Helper din cauza ta, nu a luat Helper din cauza mea, a luat Helper că a fost Helper mai de mult și consider că atunci am considerat că trebuie să-i mai dăm o șansă și toți din staff au zis că trebuie să-i mai dăm o șansă pentru că merită și cam așa stă treaba cu istoria. Și bă, se gândesc popundăi de ăștia de 10-11 ani să-mi zică mie că băi, Lolex, eu când jucam în Mafie tu nici nu știai ce-i Sampu, ce se mănâncă acest joc. Mă băieți, chiar nu am nimic cu jucătorii ăștia tineri, să zic, 10, 11, 12 ani sau habar nu am, pentru că și eu, dacă stați să vă gândiți, la 11 ani eu jucam Samp și dacă stai să te gândești, dacă vine un popundău de ăsta de 10, 11 ani și îmi comentează, mă băieți, păi cam el avea un an, doi atunci, deci nici nu putea să vorbească și eu jucam Samp, deci cam așa stă treaba. Și chiar dacă ai, nu știu, 13-14 ani, deci să vii să-mi comentezi că nu știu ce, că eu joc Sam din... opa, e ok. Că eu joc Sam dinaintea ta și nu știu ce, păi tu mai întâi trebuie să treci de grădiniță și după aceea să te joci Sam. Pentru că dacă stau bine să mă gândesc, acum am 20 de ani, dacă aveți 15 ani, deci când jucam eu Samp, voi care aveți acum 15 ani, aveați 6 ani, deci erați încă la grădiniță, dacă nu mă înșel. Și eu, bine, v-am spus, nu am nicio treabă cu jucătorii de Samp care se joacă, poate să ai și 8 ani. Bă, este un joc care merită jucat, dar nu veniți și îmi suferi mie că nu știu ce, că eu sunt în Mafie și eu mă joc de 10 ani Samp și nu știu ce, și el are 13 ani și se joacă de la 10 ani Samp și... ah, urăsc chestiile astea, mă, băieți, chiar nu-mi plac și cred că nimănui nu i-ar plăcea. Facem un event milă, face. Deci cam așa stă treaba și mor când i-aud pe unii că nu știu ce și... na. Asta este, mă, ăștia sunt jucătorii de Sam și trebuie să... de fapt, suntem conștienți toți că majoritatea sunt copii pe Sam. Dar asta nu ar fi o problemă pentru că, na, vă dați seama că Sampul românesc a crescut în ultimii ani foarte, foarte, foarte mult. Și, na, nu știu, mă bucură treaba asta, nu că joc eu pe Ogre Time să bag Bizon și, da. Deci a crescut mult timp Sampul românesc. Bun, bă, singurul server pe care nu am jucat este Bizon. Deci, vă rog frumos să mă credeți că pe Bizon chiar nu am jucat. Nu știu de ce, nu a fost să fie. Bă, mi-ar fi plăcut să joc și pe Bizon, să văd cum este serverul. Este un server foarte, foarte vechi, dar cred că Limon este mai vechi ca Bizon. În fine, nu contează asta. Dar mi-ar fi plăcut să joc și pe Bizon, de ce nu? Dar acum, da. Asta este...
lucrurile se mai schimbă și na, trebuie să le tratăm ca atare. Acum poate vă întrebați, bă, de ce stai pe Overtimes, că nebunii, bă, că sunt puțin playeri, că o să fac un episod să vă explic și de asta, de treaba asta dacă vreți. Stau pe Overtimes deoarece mi-am făcut prieteni aici pe Overtimes, mă joc împreună cu ei și alte jocuri, colectiv, avem un colectiv și staff mai ales, avem un staff și un colectiv, nu știu, foarte, foarte ok și mă simt bine cu ei și din cauza asta stau pe SAM, pentru că nu stau pentru funcție. Dacă vreau, mâine mă las de Overtimes și mă apuc de alt server, dar v-am spus, eu nu stau pentru funcție pe Overtimes, eu stau mai mult pentru prieteni și pentru colectivul ăsta care s-a format pe Overtimes, mai mult pentru ei stau, pentru funcție, niciun caz. Hai să mai luăm și asta și o să ducem gunoiul. Da, trebuie o cursă completă. Apoi nu stau eu să fac o cursă completă, să mor Vivi dacă nu îmi ia jumătate de oră. Ia stai. Los Santos Point, m-am dus, că deja nu mai merge treaba. Băi, sper că v-a plăcut acest episod. Nu știu, am stat, m-am gândit aseară ce episod să mai filmez și am zis că este ok să vă spun și eu istoria mea de pe SAM. Deci, și am avut, dacă, bineînțeles, v-am spus-o pe scurt, dacă ar fi să vă spun pe mai detaliat, vă dați seama, 9 ani de zile, am mai făcut câteva chestii, dar, na, asta e. Bă, dar unde trebuie să descarc eu? La docuri? Pe acolo. Hai să mă duc pe aici. Da. Mergem, traversăm pe aici. A, puteam să mă duc și pe partea. Da, e ok și pe aici. Mergem și descărcăm. Bun, mă, băieți. Bă, eu aștept să se bage garajele. Bă, de-abia aștept să se bage noul update, să vedem cum prinde, să vedem cum sunteți voi de mulțumiți. Da. Massiv mai are de făcut o chestie pentru un sistem și cred că este gata și noul update și zilele astea se va băga. Acum să vedem cât timp mai are și el să lucreze, cât timp mai avem și noi să mai lucrăm. Mai am de făcut câteva chestii, să mai găsesc câteva case cu garaje și vă... No, sunt multe case care au garaje și este foarte, foarte ok pentru că vor fi multe case cu garaje din acele GTA 5. Am primit RP și 29 de K, 30 de K. Bine, mă, băieți, păi cam atât o să fie și cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul ăla de like, să strângem cât mai multe like-uri, să apărăm acolo la recomandate, mă, fraților. Mă scuzați dacă ați auzit ceva, am dat cu mâna microfon. Bine, mă, fraților, și ne vedem pe data viitoare. Eu am fost Olex și ca de fiecare dată, numai bine, mă, fraților, să aveți noroc și salut!